Gata? Sunteți pregătiți? Bă, sincer nu, dar hai. Nu-mi plac ca să devine sâmbătă, parcă-s mai încălzit ca să mă apuc. Hai, dă-le! Acum, doar că n-am eu chef, nu înseamnă că... Primul Război Mondial. Scrieți. Primul Război... Îți mai aduce aminte de la ce a pornit? E singura chestie pe care o știu din istorie. Ar trebui, în primul rând, să se învețe la ore, să se schimbe această formulare și să se treacă la de la ce s-au luat. Bă. E mult mai în prezent, așa, ca să înțeleagă copiii. Dom'le, de la ce s-au luat? Și care e chestia? Chiar vreau să zic la un moment dat că din macro în micro înțelegem procesele. Că n-ai cum acum... Ce? Mai zi o dată, mai zi o dată ce ai zis. De la micro la macro să înțelegi procesul. Adică invers. Invers, da. Aha. Că și de la macro la micro, că asta e exemplul pe pierzi, care... Nu, te pierzi, te atent. Deci este... Era Germania pe vremuri care era putere și se lupta cu Rusia și după aia au venit America și așa mai departe. Și au pornit de la Polonia. Adică n-au pornit de la ele să aibă tupeul ele să-și declare război. Au este pornit al de la... La al doilea s-a întâmplat chestia asta? Mă rog, la al doilea. Mai ales că ele s-au înțeles între ele, adică nu... Hitler în fine, vorbea cu Stalin și... Deci, în fine, nu asta e ideea. Ideea este așa. Că puterile mari n-au pornit ele gâlceava între... Pentru așa? Că Hitler vorbea cu Stalin și s-au înțeles în privința Poloniei și după aia, după exact, ceva timp... Exact, asta vreau să zic și aducându-o la noi acum... Așa, fii atent, că la asta vreau să ajung. Noi suntem ok. Deci eu cu tine și cu Teo... Sunteți ca doi ciunci care fac un puzzle cu gura. Vă jur că așa e. Stai, lasă, să vedem. Noi trei suntem așa. La modul... Marile puteri, să zicem, așa, da? Marile puteri. Noi am putea... Tu cine ești? Eu cred că sunt... Așa. Băga-mi-aș picioarele... Chiar cine sunt eu dintre marile puteri? Slovacia! Iugoslavia, mersi mult! Deci, Slovacia! Nu mă, sunt... cred că aș fi... Hai mă, treci peste asta. Irak. Zi la ce... Nu știu. Treci la ce vrei. Fine, zici ce vrei. Ce vreau să zic este că există mici iscoade care ar putea să stârnească gâlceavă între marile puteri. Așa. De la asta vreau să zic. Okay. Că am primit la un moment dat, am citit un comentariu în care am un băiat, Leo Leul, că îi dau și numele așa, a început să zică, bă, că ați văzut că există o strânsă competitivitate sau competiție între Teo și Costel. Dar știi că făcea mișto în... Bă, știu că făcea oarecum mișto. Făcea mișto de o tipă în comentariul ăla. Făcea mișto de o tipă. Da. Nu știu, n-am prins. Sau un tip, un tip. Și a zis ala că, interesant, nu știam. Nu. Știu după aceea că a zis interesant și după aceea. Dar a recunoscut omul că a băgat gâlceavă, dar poate a avut și la modul să fi, adică a băgat gâlceavă așa intenționat ca să stârnească între noi. Dar ideea este că prima dată când am citit chestia asta, bă, jur a fost la modul m-a luat. Ce mă, dar cum stau eu când mă ia pe mine Teo și mă laudă și mă uit eu nu știu ce într-un fel? Dar când mă, nu știu ce zice de mine de rău și sunt nu știu ce și accept, aștept aprobare și nu știu ce? Și stăteam așa să mă gândesc și jur dacă nu mi-a venit gândul, că am mai zis la un moment dat, ascultând toate podcasturile și așa mai departe, că am povestit la un moment dat într-un vis când te-am bătut. Am visat la un moment dat că te-am bătut. Da, dar tu ai visat și că ai futut o câmpie. Asta zic. Și a văzut, el a făcut niște legături pe acolo și a zis chestia asta care pe mine m-a stârnit așa, la modul... Aș fi declarat război dacă eram mare putere. Doar pentru o prostie de genul ăsta. Și exact bine. Ca la al doilea război mondial. Exact asta vreau să zic. Tu dai seama câte război mondial aveam până acum dacă exista internet pe vremea aia. Asta spun. Astea, așa. Da. Îți dai seama că i-a dat la like-ul ăla și că i-a dat da, era Germania Austro-Ungaria care... n-a dat share. Da, e Germania care o ardea foarte dubios cu comentarii și hate reale pe net. Erau anti-evrei, anti... Hai frate, dar ce-i cu gay? Dar vă știți că ziceai de primul război mondial, cum a pornit? Și că a pornit cu asasinarea lui Franz Ferdinand. Așa. Dar știi că aia a fost una dintre cele mai interesante coincidențe din istoria lumii și de la care a pornit și un război? Război mondial? Da.
că au vrut să-l asasineze pe Franz Ferdinand, naționaliștii sârbi, și au făcut o de-asta, atentate în cascadă, cum ar veni, că îl așteptau vreo 20 pe drum și ăla care putea să tragă, trebuia să tragă, știi? Adică nu aveau o singură șansă, aveau vreo 20. Și la un moment dat, nu știu, al șaptelea asasin a tras și nu l-a nimerit, a rănit pe nu știu cine, ăștia au fugit de acolo și restul s-au răspândit. Și ăsta a ajuns nu știu unde, acasă, și a hotărât să plece înapoi, el cu nevastă sa și cu șoferul sau însoțit de încă unul. Și li s-a stricat mașina și exact unde li s-a stricat mașina, li s-a stricat în fața unei bodegi unde mânca unul din asasinii care fusese acolo și care plecase. Exact. Și ăla l-a văzut în fața bodegii, a scos pistolul și l-a împușcat, pentru că i-a venit fix în fața bodegii unde ăsta se supărase. Deci e clar că Dumnezeu a vrut război. Adică, adică frate, nu-l nimeresc 20 de asasini până și Dumnezeu. Hai frate, faceți-vă treabă, două încât unul. S-a stricat mașina. Bang, dă-te drept cu carburator. Tu îți dai seama? Asta chiar e adevărat? Da. Costel e atât de obișnuit să inventeze lucruri că uneori când îi zice ceva, bă, tu, păi, tot, asta e adevărat? Exact ca oamenii la stand-up care vin, tu chiar ai copil? Tu chiar, eu, bă, pe tu mine chiar știi care e chestia? Pe mine, acum, cel puțin în 2016, eu unul sunt sceptic în ceea ce privește istoria și datele și așa mai departe. Bă, am devenit sceptic pentru că, ok, înțeleg că unele manuale trebuiau să scrie într-un fel istoria, înțeleg că unele chestii chiar s-au reinterpretat și așa mai departe și chiar cred că acum ne dăm cu părerea despre ce a fost. Pe exact. Sincer. Ce spuneam eu acum două podcasturi sau trei despre faza cu Biblia și nu erai tu de acord. Eu exact asta spuneam. Păi da, eu sunt un om care se schimbă din jumătate în jumătate. You a flip-flopper. You a flip-flopper. Frate, ce gândeai tu acum două zile, gândesc eu azi. Deci, în două zile, ia să vă chiar. Ia să mă gândesc eu acum că aș vrea să-mi dea Costel 20 de milioane. Poate peste două zile ajungi la vorba 20 mea. De milioane? 20 de milioane. Okay. Păi detest să văd dacă merge. Ce am sergiuit-o pe asta. Da, 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 da. Am putea zice că suntem la Kiss FM. Da, de căcat e Sergiu, apropo. Bă, da, vezi cu... cu chestii de-astea, e într-un fel interesant ce facem noi, că noi stăm și vorbim așa întâlnit și ne mai avalu și zicem de unul de altul. Da. Bine, da, ați văzut că râdem, glumim, dar nu părăsim incinta, că suntem conștienți cât de cât că înregistrăm, adică nu e de parcă, bă, da, vorbim exact cum am vorbit între noi. Eu, asta dar până asta și, e chestia pe care, pur și simplu, eu o omit, pentru că adică nu mă așteptam. Nu, ca... mă, lasă-mă să te întreb ceva să zic, e că deși ne punem capac un pic așa, nu zicem chiar ce ne trece până cap, până și chestiile astea mici care trec, care se înregistrează, până și astea sunt interpretate foarte... Oamenii au obsesia asta, mă, cu... Dar de ce nu vă aveți ca frații? Ai văzut că de fiecare dată când zici ceva de unul din branșă, e, trebuie să fie unul care să zică, mă, dar sunteți atât de puțini, de ce nu vă înțelegeți, mă? Știi cum am avut chestia asta cu chestia timpuri asta noi? Cu timpuri noi? Da, adică de ce nu se înțelegea Iliescu cu Artanu, că făceau așa simbioză? Și eu întotdeauna mă întrebam, bă, dar ce nu vă puteți înțelege, mă, să reziste timpuri noi? Știi că ei întotdeauna aveau, Iliescu era într-un fel și Artanu era... Iliescu? Da, mă, da. Nelu. Ion Iliescu. Dar nu știi că a cântat la chitară la timpuri noi? E fața lui pe discul Unplugged. Întotdeauna aveam chestia asta. Bă, de ce, de la ce s-au luat? De nu cântă împreună. Și aveau ei... treburile lor, erau personalități diferite. Dar ți-am zis, am văzut chestia asta, este un clișeu care apare de fiecare dată. Cum zici ceva de cineva, trebuie să fie unul care să îndemne la pace și înțelegere și armonie. De ce? Cu de ce ești răutăcios cu el? La ce se întâmplă? După care imediat după aia apare ăla cu invidia. Ce, mă, te roade că ăla are și tu n-ai. Deci nu contează dacă ăla are ceva. Și mai vrem să n-avem războaie acum. Da. Vrem pace pe pământ. De asta zic, de la micro la macro sau de la macro la micro, cam ne merităm soarta ca oameni și ca omenire. Adică nu putem noi între noi, ca stand-up comedians, să ne avem ca frați. Exact. Da, păi noi cu țiganii evrei. E normal să nu ne avem gay, ca frații ungurii. Toți, nu? Că până la urmă suntem femeile. Oameni diferiți. Da. Adică faptul că facem aceeași meserie, da, ne face să avem ceva în comun. Și știi că e și vorba aia că oricât de mult nu te-ai suporta cu un alt om care face stand-up, dacă ajungi într-un loc unde te întâlnești cu ei și sunteți singurii doi care face stand-up, văd
vorbiți, adică e o chestie, e o treabă, da, e o legătură, da. Dar are, are o limită legătura asta, adică nu e doar pentru că e un alt om, bine, care face acei meserii cu mine, trebuie să... Gheorghiu. Începem alt scandal acum. Ce pus pe bif e Costel? Da, 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 eu sunt, vreau să stârnesc ură între comedianți. Da. Da, Marius Gheorghiu, Doru Ivanov, cu cine tu mai ce ai, mă? Nu, da, zic să glumesc. Pentru cei care chiar ascultă... Păi fă și o poantă, dar... Pentru toți cei care mă ascultă, vă spun o chestie. Glumesc. Da, mă. Glumesc. N-am nicio problemă cu Marius Gheorghiu. Mi se pare, cel puțin la românii au talent, când s-a dezbrăcat atunci, poezia mie mi-a plăcut foarte mult. De serios, chiar dacă o spuneam îmbrăcat, pentru mine ar fi însemnat mult mai mult. Dar așa i-am văzut fundul gol, sincer, m-am întristat atunci. Bă, eu am o problemă cu el, știi că... Normal. Da, facem asta? Facem asta. De ce să nu facem de asta? De ce să nu facem asta până la urmă? Vorbim. Singura problemă pe care am cu el este că a făcut el chestia show-ul ăla fără vulgaritate. Primul, da, singurul și ultimul show de fără eu vulgaritate. Eu îl înțeleg. Căuta o direcție, o da, nișă, mă, da, care să mă ajungă, da, mă, să fie original. Ascultă-mă, mă, nu da, mă mai trebuie. Ascultă-mă și pe mine până la capăt. Păi nu timp ce zic eu. Păi da... Deci, nu mă deranjează că a făcut show-ul ăla, mă, că înțeleg de ce l-a făcut. Da. Mă deranjează cum l-a promovat în primul rând, că l-a promovat de parcă era a doua venire a lui Isus, adică ceva la modul, bă, toți sunt o apă. Toți sunt o apă așa, și pământ. Așa, mai zi, nu vreau să te întrerup. Hai că mă enervez acum. Scuze-mă, nu vreau să te enervez, glumesc. Nu vrei să mă întrerup și deci mă întrerup spunându-mi că nu mă întrerup tot timpul, nu? Pe bune, gata, zi. Da, deci să se vorba că l-a promovat la modul ăsta, adică acum că am făcut eu acest show, nimeni nu mai are niciun fel de valoare, da, toți sunt așa, și după aia, imediat, la două luni, s-a apucat să facă spectacole normale cu înjurături. Asta e singura mea problemă cu el. Da. Un la mână că a promovat ăla la modul ăla, că s-a pișat pe toată lumea, și doi la mână că în două luni s-a făcut că a uitat și era la loc cu vulgaritatea. Știi? Da. Adică... Și asta e problema cu Gheorghiu, că s-a dezbrăcat el treaba lui, fiecare cu fetișul lui acum. Da. Dacă i-a plăcut, o fi dat o găurică în chitară. Ok. Gata, te ascult acum. Da, te ascult. Acum, te ascult. Deci am zis Doru Ivanov, așa. Cu cine mai am, cu cine aș mai vrea să mă... Cu Micuțul clar nu prea mă mai înțeleg. Da, chiar. Da, chiar. Și care chestia ca asta? Eram foarte buni prieteni înainte și făceam show împreună și de când nu mai improvizația, frate, care era și după aceea l-am dat afară. Nu l-am dat afară. Deci că după aia l-am dat afară și lucrurile au început să nu mai meargă. Și mi se pare că s-a răcit treaba. Da, am zis să luăm o pauză. Bă, nu l-am dat afară, dar am zis să luăm o pauză de la improvizație și gata, s-au răcit. S-au răcit lucrurile și nu mai... Adică vorbim la telefon. Da, chiar, dar când, nu mai când e. V-a sunat ultima oară? Când avem nevoie unul de celălalt. Zău? Da, când a fost ultima oară? Ultima oară m-a sunat la... Era la Suceava și venise o glumă despre căsătorie, că preotul îndeamnă nu știu ce și m-a întrebat, tu ai ceva legat de căsătorie? Și normal că l-am mințit, i-am zis nu, în așa fel încât s-o dea și pe aia să zic, frate, te-ai luat-o de la mine. Futu-te în gură de gras obosit. Glumesc. Pentru toți cei care ne ascultă. Glumesc, frate. Să nu vă supărați pe mine. Chiar după aia să mă sune Micuț. Stai cu aia, glumeam. N-am Cose, eu cred că tu dacă mai tragem două episoade de astea, o să trebuie să mai ai un telefon. Să fii pe două telefoane simultan. Badea. Oh, am la badea aici. Așa. Nu. It's ok. Ți-am zis că cred că asta e chestia la tine. Că e, cred că pleacă într-o nevoie de a... Tu ai și fost plăcut foarte mult, da, de, exact, de toți oamenii. Da. Și cred cumva acolo e pentru chestia. Pentru că nici de... nu-l știau. Nu cred, da, că nu-l știau. E... Nu-l știau cum îl știm noi. Eu o mască la mine. Băi, dacă astăzi... ar fi știut cum îl știam astăzi noi, mi-a zis Irina, eram multe, în mașină, da, mi-a zis Irina o chestie foarte tare, eram în mașină și la un moment dat să bagă un Opel să Vectra. Să faci așa, ca la mașinile americane. Nu, s-a băgat un Opel Vectra în așa fel încât eu a trebuit să semnalizez și să-l ocolesc, adică așa. Știi cum fac... Bulangie. Și zic, tu zgâtul mătii, uite-l pe ăsta unde s-a băgat, dar nu-l las. Semnalizez, bineînțeles, și trec așa. Vine omul fix lângă mine și îl simțeam că se uită. Și am fost, ia să vedem, mă, ce. Și îmi dă un zâmbet. Salut, Costele. Hai, noroc, salut. Salut. Și a fost, ce ipocrit ești.
mi-a zis Irina din dreapta, ce ipocrit ești. Și am zis, doar pentru că nu am încredere în mine și sunt slab ca om și pur și simplu sunt total inhibat și influențat de toți oamenii, acum tu mă faci ipocrit? Mie nu mi se pare că, sunt ipocrit. Puteai să mă faci laș, găină, pielea pulii, deci ipocrit? Dacă nu ipocrit? Nu sunt ipocrit. Sună a ipocrizie, dar simt așa frate, este pur și simplu, eu, stai seama, i-am zis, explicat, zic, frate, omul dacă se uita urât la mine, eram, ce vrei, domnule, te-ai băgat până în față, m-ai pus să frânezi la modul, da, dacă omul mi-a zâmbit, s-a dus totul, a fost la modul flower power. Ce vrei acum să port râcă toată viața? Salut, du-te, morți, hai noroc, ce? L-am iertat. Și de la ce ai plecat? De la... Bă, nu știu, că sunt cu... plăcut oamenilor. Da. Cam da. Această masă. Faptul că cineva te recunoaște nu înseamnă neapărat că îi datorezi ceva, cred eu, nu știu, adică... Nici măcar timp. Bă, o să fiu neplăcut acum. Se pare că am început seria de podcast. Eu mi se pare aici, foarte drăguț. Și eu am un gând aici. Faza este că nu mi se pare că dacă cineva mă recunoaște pe stradă și mă oprește, sunt dator cu timpul. Că uneori am treabă. Nu tot timpul, am foarte puțin treabă. Bă, dar uneori chiar am treabă. Nu? Și dacă tu mă oprești pe stradă, zici, Teo, da. Bă, fii atent, uite ce voiam să... Nu! De ce presupui că trebuie să stau cu tine acolo, să te ascult? De ce? Interesant. Plus că acum mi s-a întâmplat ieri când veneam spre club, era o femeie, o gagică, mai tânără așa, bă, era pe ceva. Deci nu cred că era beată, după cum vorbea și cum avea ochii, cred că era beată, dar părea și un pic drogat așa, nu știu, era poate un cocktail acolo. Ce drogă fi băgat? Nu știu. Dar nu era lucidă femeia. Și stătea la semafor și a venit și a zis, Teo, și am auzit-o și mi-am scos aia din ureche. Zic, da. Ai 5 lei? Și am zis, nu, direct. Și mi-am băgat casca la loc. Adică, de ce dacă m-ai recunoscut? Adică, de ce dacă știi cum mă cheamă, aș fi mai dator să-ți dau 5 lei decât dacă mă prin puștii pe ăsta să-i dăm 5 lei, știi? Și femeia, dar femeia era, bă, deci avea un pizdism atât de, the pizdism was strong with this one. Că după aia am trecut, am mers mai încolo și m-am mai întâlnit odată cu ea. Și a trecut și s-a uitat așa, arogantul puli, n-are 5 lei. S-a uitat așa, așa a zis? S-a uitat așa cu privirea de, bine mă că n-ai tu 5 lei. Mie mi s-a întâmplat tot așa o chestie foarte interesantă. Și știi care e culmea? Okay. Aveam. Glumește, n-aveam. E un podcast în care glumim. Faza e tot așa. Specială. Mi s-a întâmplat la un moment dat, eram pe aici pe lângă club. Și a venit un domn și o doamnă, bine, un domn și o doamnă, amândoi fără dinți în gură și bețivi. Eu aș fi zis că deci de la un domn dinții, și o doamnă. De la dinții lipsă, heroină style, pentru că oamenii erau și gheboși cu calciu mâncat. Am dedus eu, dar mă rog, imaginația mea e bogată. Și deci vine la mine și zice, Costel, fă o glumă când te întâlni cu mine și faci tu. Și uite, asta deci și faza a fost că am plecat după care m-am mai întâlnit așa cu el încurat. Faci, nu faci. Faci, că câți când te-ai întâlnit cu mine și bă, și asta a fost. Dar am zis, am luat aparatul și am făcut un selfie, că eu sunt foarte dedicat fanilor mei. Am luat, hai să-ți fac o poză și mi-o pun eu pe profil cu tine. Așa. Și o am în telefon. Nu am. Glumesc. Băi, eu rom fire. Nu, n-am băut nimic, n-am consumat nimic și de asta sunt foarte treaz. Deci luați-mă așa cum sunt, cum m-a dat pe mine Dumnezeu și mama natură. Ăsta sunt eu. Ăsta sunt eu. sunt un golan. Nu sunt excroc, nici derbedeu. Sunt un băiat născut în Bacău care și-ar fi dorit în subconștient și o da la popou. Ăsta zic. Mamă, ceva să-i aduc o bere, mă. Bă, da. tu ai o fereastră foarte mică în care ești ok. Cred că se măsoară în guri de bere la tine până la sfârșitul primei beri. Că să între 2 și 4 guri. Să urmeze o perioadă de sober pentru mine. E greu la stand-up, o să fie greu cu material. Nu mai bei? Nu prea mai vreau să mai beau. De ce? Ce s-a întâmplat? Bă, când beau sunt prost. Da. Da. Asta nu te-a împiedicat până acum, asta ce s-a întâmplat? Bă, da, și mi-am dat seama că nu numai că sunt prost, vorbesc tot. Oh, da.
Asta am și deci, eu. Deci, asta e chestia. Deci, am avut după duminică, am zis o chestie care mi-a dat-o în momentul în care am zis-o, fiind beat, am fost gata. E oribil. Ce? Nu pot să zic. La... A fost o chestie în care m-am prins eu despre cineva, cum stă treaba. O, cineva de la prieteni. Și m-am prins eu cum stă treaba și trala și mi-am dat eu cu presupusul... Mă rog, nu e foarte... E legat de Vladimir, fratele așa. Irine. Și într-o seară m-am apucat eu să-i explic... Deci zici acum? Da, nu, da, atât de simplu e. Dar nu are rost să zic ce am zis, ci așa. Cum stă treaba cu viața lui și așa mai departe. Și în momentul în care ziceam chestiile alea, m-am văzut de lângă. M-am văzut, am avut o frântură de trezi în beția mea. Și parcă m-am dedublat treaz, m-am uitat la mine și am făcut... Și am revenit la loc beat și am fost, bă, hai să mă explic acum. Și m-am trezit a doua zi dimineață, el a dormit la noi și i-am zis, bă, îmi cer mii de scuze, chiar am mars-o foarte prost. Băi, știu că e sul lui. Da, i-am zis, bă, am mars-o, chiar eram foarte beat și am vorbit prostii. Nici, acum îmi dau seama că am vorbit prostii și a zis, da, mă, nu nicio problemă, oricum nu te asculta nimeni. glumesc. M-a ascultat, omul chiar a luat-o personal, adică chiar l-am văzut că era afectat. Și de asta te-ai hotărât să nu mai bei? Bă, și m-am hotărât că dacă tot băutura mă face prost, oricum mă prostesc cu timpul, adică chiar cred că ușor, ușor cu timpul nu mă duc în sus, ci ori stagnez, ori o iau ușor, ușor în jos, așa? Prefer să fiu conștient de ce fac. Problema la tine când bei nu e... Bă, fii atent, hai să zic o chestie, scuză-mă. Este, scuză-mă, dacă n-a băut. Este, când beau, sunt ca exact ca ultimul episod de pe Voio doar, de la al comedianților pe drumuri, episodul 40, când zici, frate, tu ești cu Facebook-ul, cum sunt americanii cu alcoolul. Bă, eu nu pot să beau 3 beri când sunt ok. Nu, eu sunt foarte, m-am pup de băut, beau. Eu la altceva vreau să zic, tu, când bei, singura problemă e când vorbești serios și te iei în serios. Dacă ai reușit să, la modul să glumești sau să fii pe am glumă... Am și partea asta în mine, frate. Tocmai asta. Trebuie omorâtă. Asta știu, iese la suprafață când beau și când mă apuc și cred că ce zic eu este super mega important și că schimb lumea și așa mai departe. Și asta e oribilă. Senzația asta e oribilă, pentru că nici eu nu vreau să fiu schimbat și nici eu nu vreau să fiu judecat și fac chestia asta și cumva... Cred că, în principiu, o mare problemă la oameni când oamenii să iau în serios, atunci de acolo pleacă toate căcaturile. Și în cazul tău, cred că e nevoie de asta. Dacă toată lumea te percepe ca fiind amuzant, da, tu cumva vrei să... Da. Alcoolul scoate, ce e la subsol. Da. Ce e ascuns acolo. Ce ascuns acolo, dorința să fie luat în serios. Eu zic, dacă vrei, într-adevăr... Glumesc. Eu glumesc. Problema, în cazul de față, că nu mă pricep. Adică nu cred neapărat că e alcoolul. Cred că pur și simplu trebuie să faci ca exercițiu, să te îmbeți și să încerci să nu te mai în serios, să fii pe catering. Așa mi-ar plăcea, dar știi care e faza? Când mă îmbăt, sunt altcineva. Nu mai sunt eu zic în control eu, la modul... Eu. Ce mișto era vorba aia, cum mie nu-mi place să beau, dar după ce beau un pahar mă transform și lui ăla-i place. Da. Așa e, Costel. Putem să încercăm să facem, dacă vrei, îți dăm o zgardă de aia cu electroșocul. Când e serios, un sentiment foarte plăcut să vorbești serios. Da, mă, eu știi cum cred eu cu religia? Știi ce cred eu? Că Dumnezeu e Iisus și știi la viața ta, hai că e ok. Dar tu așa de-a lungul zilei, ești, cum ești tu ca prezență și ca om? Ești pe glume, ești serios? Bă, sunt și pe glume, sunt și pe cred serios. Cred că e voios. Sunt voios, da. La mine acasă sunt plăcut, sunt jovial, sunt prietenos. Mai ales cu soția. Sunt spirit inventiv, spirit team player. Sunt un om... În această corporație mi-aș gândi. eu cred că aduc unde în viața vezi? Mea, eu mi-aduc un aport foarte... Unde te vezi în familia aia peste 5 ani? Tot mă pot cu familiei sau... Așa, tu cum ești așa during the day? Băi, da, nu prea sunt pe catering. Nu, că eu sunt foarte negativist și pesimist și nu sunt pus pe uite, la Teo mi se pare că alcoolul îi scoate la suprafață chestia aia de a glumi, de a fi cu oamenii. Da. De a... Să știi că atunci când sunt beat, ești mai apropiat și de oameni. Îmi place cel mai mult și cel mai mișto ca om sunt când sunt mahmur. Da? Când sunt mahmur, sunt omul
din punctul meu de vedere, perfect care aș vrea să fiu. Dacă ești sictirit și da. A, lasă-mă, sunt, mă doare capul, sunt, te rog. Nu că mă doare capul, dar am o detașare uh-huh. și sunt... am așa un umor mai sictirit, că nu prea îmi pasă și sunt mai detașat și sunt mai... Sunt ok. Stare. Când sunt mahmur, da. E exact între a fi trazi, exact între stele de a fi beat și de a fi trazi, da, e mahmura alea care e perfectă. E perfectă. E starea, doamne, cea mai faină pe care o cred eu că o am așa ca om, este când sunt fumat. Dar asta și din cauza că ești fumat. Da. Este atunci mi se pare că sunt și foarte... Și nu, acum nu, gata, nu, am luat o pauză. Chiar apropo de chestia asta, ca să... Că vreau să zic chestia asta, într-adevăr, când a comentat sau ne-a trimis un mesaj, Tibi Neuron, în care a zis că nu e doar că vrea să... Că nu e ok ce am zis, că e doar versiunea mea. Da, mă, trebuie să-i dăm lui dreptul la replică. Ne-a dat un mesaj destul de lung în care ne-a explicat că nu e chiar așa și a fost de mult. Bă, nu e chiar așa și a fost de mult. Și acum, dacă stau bine să mă gândesc, într-adevăr, povestea a fost în felul următor. Eram rupt în gură și băut. Deci nu numai, eram fumat și băut. Ideea este că în momentul respectiv eram foarte prietenos cu el și posibil... Când m-am luat-o, când m-am enervat pe el și așa mai departe, să nu-l mai fi ascultat și ce am ascultat eu să fi luat cu percepția de atunci nervoasă. Dar e posibil ca în gluma ta sau ca în jocul de improvizație point of view să fie fiecare cu dreptatea lui. Bă, adevărul e undeva la mijloc. Știi, posibil Tibi să fie avut dreptate și să fie avut o atitudine foarte prietenoasă față de mine și eu să te fi muit atunci destul de urât. Îmi cer scuze dacă s-a întâmplat așa, dar dacă nu, dar dacă s-a întâmplat, cum zic eu, futotang, nu, îmi cer scuze, glumesc, sunt pe bifă astăzi. Nu, n-am nicio treabă cu tine, ne-am iertat unul pe celălalt. Uite, doar dacă am amintit... ziceai exact chestia asta, dacă ziceam așa data trecută, trecea pe sub radar. Da. Pentru că asta, ok, mai râdem că a luat gluma aia așa, și pe aceea, trecea. Și... Aia a fost, să schimb, o discuție serioasă. Da. Cu aia se fură și exact. Da. A fost Antena 3. S-au defrișat glume. Atâtea glume. Plecau trenurile cu glume spre Austria. Și la știri, dacă îți prezintă știrile... A fost violată o femeie în vas. Glumesc, nu? Ba da, a fost. Mergem mai departe. Da, da, Rusia o bombă în Ucraina. Nu, au murit. Ofi, au murit câțiva. Glumesc, au murit. Mergem mai departe. Da. Nu mai știi, ești așa. A, ok, da, nu e așa rău. Da. Asta a fost un moment de reculegere pentru amuzamentul din podcastul ăsta. Bă, mă enervează că n-am fund. Da, și ți-amărțești scoasele. Mă doare că tu stai jos. Tu stai tot timpul întins așa, mă, că n-ai curând că să te oprești. Chiar n-are curând. El se așează aici pe coapsă și alunecă până la șale. Așa? Se așează pe os direct. Oasele alea, băgă-mi. Oasele alea care vin așa. Da. Băi. Cum se cheamă oasele alea care vin așa? A, din radiografie. Bă, voiam să zic că îmi place foarte, foarte mult ce oameni ne ascultă până acum și ce oameni s-au băgat să facă. Eu nu cred că vom avea vreodată, de acum încolo, vreun public mai mișto decât e acum. Da. Pentru că pe măsură ce va crește publicul, sperând noi că va crește, glumesc, o să semne din ce în ce mai mulți idioți. Dar acum e o atmosferă prietenoasă așa, toată lumea care e acolo e acolo că vrea să fie acolo și se distrează. Hai să o păstrăm așa. Bă, nu prea cum. Uite, o să apare idiot, o să înceapă discuția. Acum, na, normal, de când e internetul, bineînțeles că dacă tu faci o chestie ca muzician sau ca orice chestie, vezi feedback-ul și mai departe și vezi păreri și e foarte haotic să vezi oamenii. Dă-ți seama că pe vremuri, în anii 70-60, performerii chiar nu se loveau de chestia asta. Pentru că oamenii care dau comentarii nașpa pe net, nu ți le zic în față. Adică nu ți le zic pe stradă. Da. Și oamenii aia chiar, cred că e mai bine, că e un fel de reality check, adică oamenii chiar credeau că sunt adulați, pentru că ei aveau doar, adică în afară de presă, păi care poate mai era unul în presă, nu, care acolo, ăla avea acolo, și argumente. Acolo era puterea. Acolo era critica, dar, la recenzori, dar, la critici. Oamenii aveau argumente și măcar erau cu argumente. Dacă spune, nu ești amuzant deloc, punct.
niciun titlu în ziar. Am fost în New York Times, și nu mi s-a părut deloc. Nu ești talentat deloc. Pula mea, era Elvis. Bă, dar stai puțin, dar nu, era spunea, Elvis, se pare că e supraapreciat, adică erau și cu argumente. Da. Atunci, oamenii, cred că o luau razna mai repede, că erau doar oameni care îi adulau foarte puțin. Era un nebun, că era, you suck, și atât, da. Dar nu mai știi că am avut discuția asta despre Toma Caragiu? Nu mai știi că am avut o discuție destul de lungă despre Toma Caragiu? Da. Pentru da. Că în momentul în care, deci în momentul ăsta, Toma Caragiu e un nu știu cum să zic, monstru sacru. Da, e un... de neatins. Nu, e de neatins, să, adică da. În momentul ăsta, în anul 2016, nu o să găsești pe nimeni să zică să zică de Toma Caragiu, bă, da. Era un terminat. Știi? Îți dai seama că avea acum comenturi, să mă sui de șopâr la dosare. Avea la cu șopârle. Ca așa e în tenis. Ca așa e în tenis. Da, cred că așa apărea la un moment dat într-un interviu. Se pare că niște tineri amuzanți, se cred ei. Da. Tăia mei vârful la brad în sus. Exact. Deci ideea este că acum în 2016, probabil că sunt oameni care poate să zică, bă, mie nu prea n-am râs, nu prea îmi place, nu știu ce, dar e pus acolo, e pun pe destare Toma Caragiu. Da. Și mă știi că vorbeam, că sunt foarte curios dacă ai fi trăit pe vremea aia, dacă ai fost contemporan cu el, cam câți oameni nu-l suportau sau... Că nu se poate să nu fi fost. E absolut exclus să nu fost niște oameni care să fie avut boală pe el sau să fie detestat sau să li se pară că e praf, că face un căcat. Uite, nu pot zic că era, au zis că era, de exemplu, ai mei, că vorbeam cu exact de chestia asta, și ziceau că nu li se părea amuzant sau ceva, zic, mamă, nu, ce, bă, nu, ne amuza altceva, nu mai știu ce, ceva. Dar nu li se părea... Da, nu știu, de așa cum li se părea. Bun, nu cred că aveau, nu cred că oameni care pe vremea aia lurau pe Amza pe ele, pe Toma Caragiu, sau ce, adică lurau ăia din colegii lui, că erau unii care lurau, trebuie să fie cineva. Dar așa din convins. Oameni, nu cred că îl urau. Adică, da, dar dacă era ură, internet, ură se pișau pe el. Ură în cuvânt prea puternic. Da, da. Nu, nici pe noi nu ne urăsc. Da, mă, asta e că nici pe... Eu sunt convins, mă. Adică, bă, o chestie dintre aia de... Bă, dă-l în morții, mă, și pe ăsta. Sau dă-l, mă, în pula mea și pe ăsta. Știi care... Da. Știi care eu da, mai mult, da. Asta e senzația. Și nu mai te urăsc. Dar știi de ce? Dar știi de ce, cred că știi de ce cred că se întâmplă asta la oameni? Și de ce cred că acum, în epoca asta, cu internetul, au oamenii mult mai des reacția asta de mai dă-l, mă, pula mea și pe ăsta? E pentru că acum cu internetul, pe telefon și cu astea, cred că oamenii simt că vii tu înspre ei. Adică da. Ei dacă dau un clip cu tine la ei pe telefon, normal că au reacția de măi, dar mai dă-l și pe ăsta în pula mea, că nu-l suport, știi? Pe când acum 40-50 de ani trebuia să te duci tu să cauți. Știi? Trebuia să te duci tu să te duci la un spectacol, să cumperi un disc, să dai drumul la televizor, să te uiți acolo, să știi? E pe când acum vine... Prea. Băi, așa de este. Nu, asta care e ceea ce se numește la, push media. Televizor. Nu e pe net. Pe net e mai degrabă pull media. Când pe net tu cauți, tu dai, tu te uiți. La televizor... Da, dar poate să-ți apară în feed. Îți apare în feed. Da, asta că ți apare în feed, da. Și de asta spun că și e mult mai intim. Adică asta cred că când ți apare pe telefon, parcă îți vine ție în viață și vine să zice, mă, uite-mă, pula mea, că nu te suport. Da, care e senzația mea față de bobonete. Glumesc. Deci, ca să înțeleagă toată lumea, adică să nu se simtă Marius Gheorghiu și Doru Ivanov că mă iau numai de pielea pui. Ia uite adică ce companie. Mă iau și de ăștia mari. Mă iau și de... Ca să este... nu scuip numai în jos. Ca adică, să nu scuip, da. Deci scuip și în sus. Este podcastul cu cele mai multe glume și cel mai puțin amuzant. Paradoxal, are foarte multe glume, nu-i deloc amuzant. Glumesc. Este. Uite, deci oamenii trebuie să înțeleagă următoarea chestie. Nu am nicio intenție rea sau... Dacă vreți să facem cumva un bif... chiar cu Bordea, chiar omul, chiar nu e niciun pericol cu el, nu e nicio amenințare. Eu de aia cred că oamenii l-au lăsat pe Bordea în pace așa, pentru că nu prezintă nicio amenințare. Adică, amenințare pentru cine? Adică amenințare să zici, frate, bă, ăsta să duce, adică să face bani, face material extraordinar. Nu, e la capatos. Bă, știi care e faza cu... Glumesc, Bordea, deci nu e... Poți să zic o chestie pe bune despre Bordea? Da. Eu am ajuns în punctul în care, în ultimele luni, de câteva ori, mi s-a întâmplat să iau apărarea pe bune pe țară. Sunt niște oameni... Bordea mi se pare din tot stand-up-ul românesc. Noi cunoscându-l de atâția ani ca om și știți că e un om foarte, foarte ok și... Pă bune acum, glumește, dar mă rog, știi că e așa. Poate că Bordea mi se pare din tot stand-up-ul românesc că e omul care este cel mai
urât pe nedrept. Deci pe Bordea au oamenii boală pe clișeu că e la Capatos. Deci, da, normal. Lăsând la o parte faptul că el nu face mare lucru acolo. Adică nu, nu-i de da, parcă l-ai văzut făcând fisting cu Daniela Crudu și așa mai departe. Bine, ok, nu e un cadru foarte înălțător acolo, dar ce căca face acolo? Dar doar pentru că e acolo, oamenii se simt îndreptățiți să zică dă-l în pula mea, pe alea am terminat. Și omul chiar nu e. Și știți foarte bine că în momentul în care e pe scenă și face treaba, și e ceas omul și întotdeauna are show-uri care... foarte bun, bă, da, da, întotdeauna. Și, și ca om, e un om foarte, foarte ok ca om. Indiferent ce probleme mai au un sau altul cu sau noi, așa, el ca om este un om foarte ok care își face foarte bine treaba pe scenă. Este cel mai urât pe nedrept om care face stand-up România. Eu abia aștept să vină momentul ăla în care oamenii o să mă vadă pe mine cu adevărat la stand-up. Că, adică bă, mă, eu mă uit la show-urile mele și eu mă întreb, bă, de ce... Vine lumea la stand-up la mine. Din cauza că sunt și eu și ai, eu. Ai din când în când și glume bune. Am din când în când glume bune, bă, dar sunt și o grămadă de bălării. O grămadă de bălării, da. Zicea oamenii pe la Buzău când ai fost tu. Bă, mișto cu asta, dar multă bălărie, multă. Da, mă, dar o livrează foarte... Da. E chestia de accepti, bă, lasă-l că o să vină și o glumă bună. E chestia, trebuie o să vină un moment. Îl iei și cu bune și cu rele. Este un moment de răbdare. Costel, când bate câmpii și zice bălării, totuși nu e plictisitor. Costel, când bate câmpii și zice bălării, e entertaining. Ce faci de bine, domnul Teohari, acum? Da, acum băgam mea și picioarele. Acum trebuie să ca mă uit la el în sentiment de aprobare, cum a scris ăla. Băgam mea și picioarele și iar m-am dat de gol, băgam mea și picioarele, că s-a văzut asta. Normal, glumește. Ce să glumește. Bă, și Teo... Da, frate, Teo este foarte logic. Asta e un fel de mui ascuns într-un compliment. Deci... Gata, mă, trecem peste. Okay. Hai, cine mai e? Da. Într-adevăr, Bordea, ți-am zis, muiește lumea într-adevăr destul de mult, doar din perspectiva asta că e la Capatos. Mm-hmm. Dar noi, vreau să spun că eu și cu Vio, când am fost la Craiova, gata, acum o să-l pup în cur, băga mea și picioarele. Mm. Dar când am fost la Craiova, mai ții minte mâncața și gura ta, că am fost eu, tu sau tu, eu? Oricum, Bordea a închis, nu că e important. Ah. Am fost cu Vio și cu Bordea la Casa de Cultură din Craiova. Bă, destul de plinuț. Dar cum ați ajuns voi trei acolo? Bă, nu știu cum a ajuns, care a fost treaba. Nu puteai, tu habar n-am. N-am idee cum s-a întâmplat. Acum ceva vreme, 4-5-6 ani. Și am fost acolo și eu am urcat cu Jocul România. Scuze-ne că stăm. Care, apropo, vreau să zic, când ai zis tu, Teo, de că eu am premize de căcat sau că slabe și așa mai departe, nu cred că am toate să așa. Bine, înțeleg că sunt unele care sunt mai stupide sau nu știu ce, dar chiar vreau să zic, la un moment dat dar ai premiz, zis... Nici, acum nu știu ce, dacă tot ai să iau, pot să spun că premiza aia nu e cine știe ce, o duci tu foarte frumos. Bă, stai puțin, adică comparativ cu ce? Premizele mele care sunt slabe, comparativ cu ce premize din... Nu sunt slabe, n-am zis că sunt slabe, am zis că nu sunt niște premize foarte surprinzătoare. Adică comparativ cu... Dăm un exemplu de la alții de premize surprinzătoare ca să poți să mă deschidem procesul, nu știu. Dar nu, păi, ai zis o chestie care pe mine în momentul respectiv a fost la mult, m-a pus pe gânduri. Am stat și m-am gândit, zic, frate, ce... Cum ai că premiza... Bă, stai puțin, poți să observi ceva? Ok. Nu contează ce fel de premize ai, contează ce faci cu ea. Era o chestie într-o propoziție acolo, ziceam ceva, nu era la modul costel, hai să spun ceva despre premizele tale. Tu, întâmplător, ai niște premize care nu sunt atât de surprinzătoare sau puternice, dar nu ce asta contează într-o glumă. Ce înseamnă premiza puternică? Eu vreau să aflu informația asta de la tine. Ce înseamnă la tine o premiză puternică sau surprinzătoare? Dă-mi un exemplu. Ca să știu cumva să-mi relaționez cu chestia asta, că momentan aia m-a lăsat... Uite, îți dau acum, de la Olimpiadă... Cu al lui C.K., de exemplu, cu Everything is great, nobody's happy. Ca și premiză de uite care e diferența între cum se simt oamenii și de ce tehnologie dispun. Că el de acolo pleacă. Bă, uite cum se simt oamenii zi de zi și uite de ce tehnologie dispun. Asta e o premiză, șmecheră, e o observație care nu se trece până cap imediat. Și ca eu idee. N-am premize de genul ăsta. Stai-mă puțin, bă, adică, dar ascultă-mă puțin. Dar te ascult, dar nu vin și eu cu...
Mi-ai cerut un exemplu, ți-am dat un exemplu. Nu mă pune acum să-ți disec tot materialul, că nu asta e problema. Înțelegi ce spun? Că ce am zis nu este o insultă și nu este un lucru nasol. Era chiar un compliment pentru tine, că deși pleci de la niște lucruri... Eu n-am simțit-o ca pe compliment. Păi dacă nu mă lași să-ți explic, nu o să înțelegi. Dacă mă tot fuți în gură, zi-mi ceva, zi-mi ceva. Deci, talentul tău și magia la tine este că poți să pleci de la o chestie care nu este atât de puternică. După care și ți-aduc construiești... aminte că ai zis următoarea chestie. Bă, premisele lui nu sunt. Și mi-aduc aminte și gestul, că eram aici și parcă sunt exact tu. Bă, premisele lui, Vio Costele, știți că nu e, nu sunt cine știe ce. La modul, a fost și mișcarea de corp și felul în care ai zis-o, poate n-ai zis cuvintele, nu sunt cine știe ce, dar eu unul așa am înțeles-o. Mă vine să-i dau o bere cu forța. Serios, adică Viu, tu ai înțeles-o, zi și mie. Tu ai înțeles-o. Vrei să mă bag eu în chestia asta? Bine, mă rog, era ca să nu fie numai părerea mea. Ai lătrat ca un câine la gardă. Să nu fie numai părerea mea. Bă, și plus că deci, oamenilor le place chestia asta, așa bă, că eu încerc să mă apropii de oameni. Ideea este că tu... Eu ce încerc să spun este că tocmai asta e faza mișto, că plecând de la niște premize, să zicem oarecare, tu construiești niște glume foarte, foarte mișto. Premiza aia că România ca și joc, da, a exact, făcut-o deci și Pitici, apropo, aproape când, în aceeași acum, timp cu tine. În același timp. Bun, păi da. Și Pitici are premize, înseamnă că la fel nu, de slabă. Nu, dar zic ai, nu... Sau mă rog, nu sunt cine bă, știe eu ce. Nu mai vorbesc cu tine. Dacă ești pus numai pe futângoțe, să-ți dau cu forța o bere, vorbim ca oameni. Dar nu că, vreau sincer, să-mi n-am nimic forța... cu tine și încerci să stârnești scandal cu mine și n-am nimic cu tine. Eu încerc să-ți explic ce-mi spui și tu mă tot fuți în gură. Ai uitat deci... cum am pornit podcastul ăsta? Hai, ok. Am înțeles. Deci, îți repet. Ah, ce bine. Tu poți să pleci de la orice fel de premize pentru așa. Că ai talentul să joci și să dezvolți. Asta e altceva. Păi asta spuneam că de asta spuneam premizele tale, nu sunt cine știe ce. Păi asta încerc unele să spun de 5 minute. Unele premise sunt, nu sunt cine știe ce, dar nu toate. Că o să vin data viitoare și îmi fac listă. Asta cum ți se pare? Puternică, surprinzătoare, slabă. Du-te, da, mă. Ok. Vin cu tot materialul, da, să zic că eu l-am scris în agent. Să zic că toate premizele tale sunt într-un fel. În general, tu poți să pleci de la o premiză oarecare și să construiești o chestie foarte frumoasă și surprinzătoare pe drum de la orice premiză. Compliment, păi asta încercam să spun de 5 ori dacă nu tăceai în pula așa. Mea. Păi, atunci n-ai zis așa. Acum o, da. O să face rating. Acum. Da. Acum. Domnul Gâdea. Domnul Gâdea. Acum suntem la sintesa. Domne, PNL-ul vine, spune lucruri de astea după care îi vezi la vreau România. Vreau să le lămurim la oameni că o să vină un moment în care chestia asta putea să fie interpretată cum se mai interpretează pe net și era lumea, bă, da, într-adevăr, Teo are dreptate. Premizele lui Costel, deși talentul lui este de Hagi, premizele lui nu sunt cine știe ce. Dar acum am lămurit-o. Unele premize ale mele nu sunt cine știe ce, dar talentul meu le transformă în ceva. Dar de premizele lui Teo, tu ce părere? Dar de, pe de altă parte, unele glume sunt de căcat. Deci, așa unele este. Premize nu sunt ok, pe de altă parte, unele glume unele sunt de căcat. Unele glume sunt cu... Recunosc că unele glume sunt de căcat, că și ăsta e și subiectul. Despre căcat. Dar premizele lui Teo sunt foarte frumoase. No. Sunt frumoase, sunt bine crescute, știu să-i căsă rămână, mănâncă tot în farfurie. Iar mă doare cur. Bă, este extraordinar de cald, da, aici. Da. De oricum ventilație. Suntem la 42 v-ați, de minute 30. Voi, eu, noi ne-am încălzit așa. Nu e, nu e ventilație. Eu nu e deloc transpirat. Da, eu mi-am luat și șapca asta frumoasă la porc în cap. Da, mă, băi, mie nu-mi plac astea de vineri. Că nu, nu suntem încălziți. Sâmbătă, parcă după ce facem show vinerea și parcă, nu știu, suntem și mai... Mahmuri, cred eu, nu știu. Da. Parcă curg mai ușoară de sâmbătă. Astea de vineri parcă se pune un pic mai greu. Băga-mi-aș picioarele. Eu să fiu așa peste tot. Tot timpul. În orice loc mă duc. Cam asta este. Asta înseamnă să nu mai bei. Mama, mă, cât durează chestia asta până îmi revin? Din ce? Din să... Cred că eu am teoria asta. Că până nu iese tot alcoolul din mine, nu o să fiu ok treaz. Vorbesc serios? Da, că am o grămadă, să... da, e clar că iese. Eu transpir acum, transpir mult mai mult decât când beam. Jesus. Ceea ce înseamnă că ies toxinele din alcool. Aoleu. Doamne, maica Domnului. Și ies niște toxine. Și ies. Gata, taie, hai taie, nu o să, n-o să fiu mai sus. Nu o să oprim pe ce premise de căcat. Asta e foarte clar. Ca următorul, ca următorul spectacol să vă muiesc pe amândoi. A, unde vi se pare? Da chiar. Bă, data viitoare eu o să vin cu agendele mele și citim din premise. Abia aștept. Îți plac picturile? Bă, amendați, abia aștept să vă...
Îmi plac, arăt, îmi, da, plac, da. Îmi plac. Îmi place să mă uit la picturi. Îmi plac. Abia aștept să aduc agendele cu ce am scris eu pe vremuri. Și de curând. Bun.